reprezentație în actualul sezon. S-a nimerit să fie și pe teren propriu. Nimerit ar fi o victorie ca să închideți așa cum trebuie campionatul. Da, a fost un an foarte bun și ar fi bine să încheiem cu victorie, să nu cădem în alte acuzații, să ne menținem locul 8, pe care la începutul campionatului nu știu cât se-l sperau. Jucăm pe teren propriu, să sperăm că, așa cum au fost ultimele evoluții, vom reuși să obținem cele 3 puncte cu Sejur. E o partidă mai specială pentru că va fi ultima pentru Ionuț. Da, într-adevăr, e un moment în care, din nefericire, fotbalul este în o perioadă determinată, chiar determinată în altă practică, la nivel înalt. Din un moment, este un moment greu, care Ionuț l-a ales știind că toate au un sfârșit la un moment dat. O carieră frumoasă la acest club. Noi încercăm și prin jocul pe care l-avem duminică, prin rezultat, dar cred că până acum am reușit să ajutăm pe Ionuț să treacă peste acest moment greu, pentru că este un moment foarte greu, toți la rândul nostru ne-am lăsat. Iar acest ultim meci, unii au avut parte de retrageri mai urâte din Limana, pentru că au fost nevoiți, poate de accidente, poate de alte lucruri. Era ales un moment frumos în care toată lumea o să-i mulțumim, pentru că are o carieră în spate care se leagă de acest club și sunt convins că în drumurile viitoare se va mai intersecta cu clubul Gazmetan. Deocamdată ales să stea aproape de familie, pentru că, într-adevăr, sportul cere și sacrificii și, la un moment dat, dacă tragem o linie, nu știm cum ar fi fost mai bine. Ne cresc copiii și ne dăm seama târziu că puteam sta mai mult pe lume. Ultima întrebare, finalul acesta de play-out e o adevărată nebunie. Finanțatorul de la Botoșani, care a simțit nevoia să iasă într-o conferință, să spună că, adică să dea asigurări că Botoșani va juca doar pe teren ultima etapă. Cum vedeți acest final de play-out? Noi am fost declarați de acum vreo două etape arbitrii la această confruntare și până acum am făcut-o cu cinste, nu se pune problemă. Am zis și etapa trecută, am zis și după meciul cu Chiajna, Gazmetan, în decursul istoriei, reprezintă o echipă care nu a făcut, nici măcar n-a fost în postură de a fi suspectată de jocuri necurate. Și așa va rămâne.